Додон ceva vorbea despre moratoriu pe teme politici. Igor Nicolae Dodon, terminați, vă rog, cu minciunile, împreună cu Partidul Socialiștilor. Eu două săptămâni în urmă am propus ca să fie inclusă în Comisia pentru Situații Excepționale reprezentanții la toate partidele de opoziție, ca să răsuflicăm mâinile și ne apucăm de lucru. Dacă într-adevăr ar fi avut dorința să aibă loc acest moratoriu, noi de-am de câteva săptămâni, cu mâinile răsuflicate, avem să obținem rezultate mult mai bune. Cineva este medic, cineva este economist, cineva este transportator. Eu, calitățile mele de organizator, le cunoaște mai multă lume și în Republica Moldova și în afara țării. Deci, asta trebuia să o faceți dacă într-adevăr vroiați să facem un bine. Dar informația care am primit-o acum recent, ca să știți, Comisia pentru Situații Excepționale, deci nu ne-a aprobat adresarea care a fost din partea Comisiei din municipiul Bălți către Comisia Națională, ca să ne permită, fără licitații, să procurăm 800 de pachete cu produse alimentare pentru cei mai nevoiași oameni din municipiul Bălți, că au spus, nu, n-a să-i permitem, lăusate ca să fie precedent și toată țara să trebuiască ajutat. Băieți, eu nu v-am cerut bani pentru asta. Eu am cerut permisiunea să o fac fără licitații, să fac un contract direct cu magazinul Metro sau cu cel care ne-a dat cel mai bun preț, că dacă ne băgăm în licitații și voi ne sâmbla agenți de-a voștri cu contestații, oamenii acestea pachetelor le vor primi peste o lună jumate sau două. Dar oamenii au nevoie acum de acest sprijin. Nu vă cerem bani, vă rugăm să nu ne împiedicați.